Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Am descoperit sabatul trecut ce nu înseamnă fericirea aceasta și am deschis perspectiva a ceea ce Dumnezeu vrea să se realizeze în viața noastră prin cuvintele acestea. Nu e vorba despre o evanghelie economică, să zic așa. O evanghelie a săracilor aici. Dumnezeu nu cheamă ucenicii săi, biserica sa, la o sărăcie benevolă, voluntară. Pentru că nu este vorba de lucruri sau elemente exterioare, ci este o sărăcie a spiritului, a Duhului, da? Nu este vorba de cei care nu au minte, cei săraci cu Duhul, cum spun unii, fără nemintoși, pentru că Domnul a venit să refacă, să ne refacă, să ne readucă la starea de sănătate, atât fizic, cât mental și spiritual. Și am descoperit împreună că, folosind o imagine, imaginea omului devenit bogat după păcat sau odată cu păcătuirea. Când Adam și Eva au descoperit că au ceva, că au libertatea lor, că au voința lor, că pot să dispună de ei înșiși, atunci s-au considerat bogați, că au ceva, până atunci totul primise de la Dumnezeu și l-au pierdut pe tată. Iar Domnul Hristos a venit în lumea noastră ca să ne descopere sărăcia și atunci când noi descoperim sărăcia, îl descoperim pe tată și reprimim împărăția. Primim adevărata bogăție. Aș vrea ca în dimineața aceasta să privim câteva cazuri și să înțelegem mai bine ce înseamnă sărăcia în Duh despre care vorbește Domnul Hristos. Cum o aplicăm în experiența noastră ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu? Cum se aplică aceasta în viața noastră de zi cu zi ca trăitori ai timpului din urmă? Vreau să aduc înaintea voastră un caz, o imagine pe care Domnul Hristos ne oferă în Evanghelia după Luca, la capitolul 18, versetul 9 la 14. Domnul Hristos spune că au venit la biserică, la templu, doi închinători. Unul era fariseu, iar altul era vameș. Două categorii, doi oameni. Unul, dacă vreți, era profesionist religios, iar celălalt era un păcătos profesionist. Unul vine înaintea lui Dumnezeu și se laudă cu realizările sale religioase. Tot ceea ce a făcut el, modul în care viața lui era trăită, se laudă și își prezintă realizările sale, care nu erau puține și nu erau rele. Celălalt admite de bunăvoie că este un păcătos. Surpriza este atunci când Dumnezeu privește spre cei doi și când cei doi pleacă de la biserică, când cei doi pleacă de la templul, unul, primul, pleacă condamnat de Dumnezeu, iar celălalt pleacă îndreptățit. Unul este mândru, unul este bogat în spirit, iar celălalt este sărac în spirit. Aș vrea să vă întreb. Așa, nu doar din vorbă, dar dacă te cercetezi mai cu deamănuntul, să zic așa, cu care dintre cei doi te identifici mai mult? Cu fariseul? Cu cel care își enumără realizările? Sau cu vameșul? Cu cel care spune, păi, eu fac, eu dau zecime, eu slujesc în biserică, eu am, țin cont de reforma sănătății, apropo de discuția frumoasă și constructivă de aseară, eu am o grămadă de lucruri. Nu sunt chiar ca oricine, ca păcătosul acesta de vameș. Dacă vreți, fariseul suferea de aceeași boală de care suferă biserica la Odiseea. Biserica identificată ca fiind biserica sau creștinismul din
ultima perioadă a istoriei. O biserică care se consideră bogată, niște indivizi bogați. Spune, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, sărac, orb și gol. Fariseul suferea de aceeași boală de care suferă biserica de astăzi. O biserică care se consideră bogată. Cred că primul pas, privind imaginea aceasta, exemplul acesta al Domnului Hristos, a vameșului, a păcătosului care vine înaintea lui Dumnezeu și își recunoaște vinovăția, aici vorbim despre o persoană săracă în duh. O persoană care înțelege falimentul și își recunoaște falimentul spiritual. Cred că primul pas spre fericire, spre această fericire despre care vorbește Domnul Hristos, este o atitudine de recunoaștere a falimentului spiritual în fața lui Dumnezeu și nevoia disperată de Mântuitor. Acesta este începutul, dacă vreți. Acesta este primul pas, să recunoști că nu poți să faci nimic, că nu ai nimic, că ești neputincios, că ești păcătos, sărac, orb și gol. De aici începe împărăția lui Dumnezeu să lucreze în tine și în mine. Că ai nevoie de Mântuitor. Atâta vreme cât tu încă ai, cât tu încă poți, împărăția este departe de tine. Aș vrea să aduc câteva citate inspirate. Aceia care își dau seama că nu se pot mântui cu niciun chip prin ei înșiși sau că nu sunt în stare să facă niciun lucru bun prin ei înșiși, sunt cei care prețuiesc ajutorul pe care poate să-l dea Hristos. Ei sunt cei săraci în duh, pe care Hristos îi numește fericiți. Fariseul și vameșul reprezintă două mari clase de oameni în care se împart cei care vin să se închine înaintea lui Dumnezeu. Primii doi reprezentanți ai acestor clase se află în primii doi copii care au fost născuți în această lume. Cain gândea despre sine că este neprihănit, drept, și de aceea el a venit înaintea lui Dumnezeu numai cu un dar de mulțumire. El nu și-a mărturisit păcatul și n-a recunoscut nevoia lui după mila lui Dumnezeu. Dar Abel a venit înaintea lui Dumnezeu cu jertfa de sânge care simbolizează pe mielul lui Dumnezeu. El a venit ca un păcătos, considerându-se pierdut, singura sa nădejde fiind iubirea nemeritată a lui Dumnezeu. Dumnezeu a privit cu plăcere spre jertfa lui, dar la Cain și la jertfa lui n-a privit cu plăcere. Simțământul nevoii noastre, recunoașterea sărăciei și păcatelor noastre, iată prima condiție, primele condiții ale primirii noastre de către Dumnezeu. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. A fi sărac în duh înseamnă a-ți recunoaște starea de păcătos, nevoia de mântuitor, nevoia de Dumnezeu. Pe fiecare dintre clasele reprezentate de fariseu și vameș le găsim, pentru fiecare dintre clasele reprezentate de fariseu și vameș, găsim o lecție în istoria vieții apostolului Petru. În primii ani ai apostolatului său, Petru gândea despre sine că este puternic. Asemenea fariseului, după propria sa judecată, el nu era ca ceilalți oameni. Când Domnul Hristos, în ajunul trădării sale, înștiința pe ucenicii săi, în noaptea aceea toți veți avea un prilej de potignire în mine, Petru, plin de încredere în sine, declara, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Petru nu cunoștea atunci primejdia în care se găsea. Încrederea în sine l-a amăgit. El gândea despre sine că este în stare să se împotrivească ispitei. Dar când, numai după câteva ore, încercarea a venit, el se lepăda de Domnul său, blestemând și jurându-se. Când însă cântatul cocoșului îi reamintea de cuvintele Domnului Hristos, surprins și zbuciumat de ceea ce tocmai făcuse, el s-a întors și a privit la învățătorul său. În aceeași clipă Domnul a privit la Petru și în această privire îndurerată, în care era amestecată milă și iubire pentru el, Petru a putut să se înțeleagă pe sine. El a ieșit afară și a plâns cu amar. Privirea aceea a Domnului Hristos a zdrobit inima sa. Petru a ajuns la un punct crucial în viața sa și plin de amărăciune s-a pocăit de păcatul său. El era asemenea vameșului în mâhnirea și pocăința sa și asemenea vameșului el a găsit îndurare.
privirea Domnului Hristos i-a dat certitudinea iertării. Acum, încrederea sa în sine dispăruse și niciodată el n-a mai repetat vechile cuvinte pline de mândrie. Prin urmare, primul pas pe drumul spre fericire este o atitudine de recunoaștere a falimentului spiritual în fața lui Dumnezeu și nevoia noastră de mântuitor. Trăim astăzi într-o lume ce ne spune că putem să avem, că suntem, că trebuie să ne încredem în noi. Dumnezeu ne cheamă la o cercetare a inimii și la o recunoaștere. Fariseul nu spunea lucruri rele. El le avea, el le împlinea, el făcea binele. Era un practicant profesionist, dacă vreți. Dar el pierduse relația. Era el, nu mai era Dumnezeu. Era el, avea el, erau meritele sale. În imaginea aceasta și în cuvintele Domnului Hristos din prima fericire este atacată, dacă vreți, și problema eu-ului. Dacă vreți, aceasta este problema noastră centrală. Este foarte greu să renunți la tine, la eu-ul tău. Prima fericire ne cheamă, începe de aici, să crucificăm eu-ul și mândria noastră. În universul acesta lui Dumnezeu este loc doar de un singur eu. Și acela este marele eu sunt. Nu pot fi două euri. Este Dumnezeu sau ești tu. Cele două nu pot sta împreună. Când terminăm cu eu-ul nostru, ajungem să-l cunoaștem pe cel ce se numește eu sunt, pe Dumnezeu. Este cuvântul, dacă vreți, eu sunt, pe care Moise l-a auzit și pe care Domnul Hristos l-a spus în grădina Ghețiman. Și când Domnul Hristos a spus eu sunt, toți au fost pe jos. Nu a mai fost loc de alte euri. Când eu-ul nostru moare, atunci eu sunt începe să trăiască în viața și în experiența ta. Luther spunea că felul lui Dumnezeu de a crea ceva este din nimic. Și pentru ca omul să fie recreat și transformat de Dumnezeu, mai întâi trebuie să ajungă nimic. Atâta vreme cât omul nu devine nimic, Dumnezeu nu poate face nimic în el. Mi-a plăcut gândul acesta. Și primele cuvinte ale Domnului Hristos, prima fericire, ne cheamă să ajungem aici, să recunoaștem că nu suntem nimic, că suntem săraci, orbi, nenorociți și goi, că avem nevoie de Mântuitor, că avem nevoie de Dumnezeu. Și de aici începe să lucreze împărăția lui Dumnezeu în viața noastră. Atâta timp cât noi avem, cât noi suntem, cât eu-ul nostru este mare, împărăția este departe de noi. Prima fericire ne invită. Invită pe păcătoși la El, la Dumnezeu, cu inima zdrobită și cu un suflet smerit. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un alt caz, un alt exemplu care ne ilustrează ceva din ce înseamnă cuvintele Domnului Hristos din prima fericire. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. În Matei capitolul 18, versetul 23 la 27, este o parabolă. Parabola datornicilor. Spune că un împărat a decis să se socotească cu slujitorii săi și a descoperit că unul are o datorie extraordinar de mare. L-a chemat, i-a cerut să-și plătească datoria, acesta nu putea, n-avea de unde, a cerut să-i mai îngăduiască un timp și că el va plăti, va reuși să plătească, iar împăratul șterge datoria. Și spune, îi oferă iertare. Spune Scriptura că robul acesta, după ce a plecat de la împărat, a întâlnit un prieten de-a lui, un alt slujitor, și acesta îi datorea ceva nesemnificativ, însă a început să-l strânge de gât și să-l arunce în închisoare, că de ce nu-i plătește datoria. Și împăratul s-a întristat mult și l-a chemat și apoi la rândul său l-a aruncat în închisoare să plătească datoria imensă pe care acesta o avea. Este o imagine tristă, o parabolă tristă, dar care de multe ori ne ilustrează pe noi, pe mine și pe tine. Ne ilustrează atitudinea noastră.
Motivul din spatele atitudinii sale, acelui neiertător, era, dacă vreți, o persoană care nu înțelege iertarea lui Dumnezeu, nu va putea să ierte pe alții. Atâta vreme cât nu înțelegem imensitatea, realitatea iertării pe care Dumnezeu ne-o dă, noi nu suntem capabili să oferim o iertare totală celorlalți. Sărmanul slujitor, sărmanul om, care era dator, vândut cu totul, complet, împăratului, el nu a văzut iertarea împăratului. El nu a înțeles că acesta îl iertase și îi ștersese datoria. El a înțeles sau s-a gândit că este, că are un alt timp ca să plătească. A văzut iertarea ca un timp în care el va continua să se lupte, să încerce să plătească. Al doilea pas, sau al doilea lucru care înseamnă a fi sărac în duh, înseamnă să recunoști că nu poți să plătești pentru păcatul tău dacă Dumnezeu nu te iartă în mila ta. Orice ai face, oricine ai fi, oricât te-ai strădui, nu poți să plătești pentru păcatul tău. Realitatea este că noi încercăm să plătim. Și tot avem impresia că plătim pentru păcatele și erorile noastre. Și încercăm să răspundem lui Dumnezeu și să zicem, uite, am făcut și eu, de acum ar trebui să merit cerul. Încercăm din răsputeri, prin fapte. Și de multe ori atitudinea aceasta ne duce la legalism, pentru că ne este greu să ne debarasăm de imaginea aceasta că nu avem nimic de demonstrat. Și tot încercăm să ne demonstrăm că noi plătim, facem și noi ceva pentru cer. Însă găsești fericire atunci când înțelegi și accepti că nu poți plăti. Când apelezi la harul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Atâta vreme cât nu înțelegi iertarea pe care ți-o dă Dumnezeu, nu poți să ierți. Și însă atunci când înțelegi iertarea, că ai fost iertat, atunci la rândul tău poți să ierți și descoperi fericirea. Al doilea pas spre a fi fericit înseamnă să înțelegi odată pentru totdeauna, dacă vrei, că nu poți să plătești pentru păcatul tău, ci că altcineva a plătit pentru el. Ferice de cei săraci în duh, spune un citat inspirat, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Săraci cu spiritul sunt aceia care nu au nicio pretenție în meritele lor personale și nu se mândresc cu propriile lor virtuți. Recunoscându-și totala lor nevrednicie și fiind convinși până în profunzime de păcătoșenia lor, ei nu-și pun încrederea în ceremoniile exterioare, ci se încred în Iisus, care este drept și îndurător. Adevăratul creștin nu se poate înălța decât prin umilință. Inimile mândre se străduiesc în zadar să dobândească mântuirea prin fapte bune. Totuși, acestea nu sunt îndeajuns pentru dobândirea vieții veșnice. După ce omul a făcut tot ce îi stă în putere, Hristos trebuie totuși să-i socotească. După ce omul a făcut tot ce îi stă în putere, Hristos trebuie totuși să-i socotească propria sa îndreptățire. Oricât am face noi, avem nevoie de îndreptățirea Domnului Hristos. Al treilea caz, care ne ajută să înțelegem ce înseamnă sărac în duh. În Luca, capitolul 17, versetul 1 la 10, descoperim un sutaș, un conducător roman, care trimite la Domnul Hristos să-l roage să-i vindece slujitorul. Și spune Scriptura că Domnul Hristos pornește spre casa acestui sutaș ca să îi vindece slujitorul. Și aflând sutașul, conducătorul roman, că Domnul Hristos vine la el în casă, se simte nedemn de lucrul acesta și trimite pe cineva să-i spună: Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Și spune o vorbă și cred că slujitorul meu va fi tămăduit. Și Domnul Hristos apreciază atitudinea aceasta și spune: nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Și când s-au întors acasă, trimis și robul era tămăduit. Dacă vreți, este același simțământ pe care l-a trăit Moise. Se simțea nedemn de slujirea care i-a fost pusă pe umeri înaintea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îl cheamă după 40 de ani de pustie, Moise se simte
nedemn, incapabil. Doamne, e prea mult, nu poți. Dacă vreți, este aceeași atitudine pe care o are David când îi spune lui Dumnezeu, Doamne, cine-s eu? Un amărât de păstoraș, de ciobănaș. Cine-s eu să faci atât de multe lucruri, grozave lucruri pentru mine? Simțământul nevredniciei, propriile limite în comparație cu cel înaintea căruia stăm. Recunoașterea propriilor limite. Ceea ce spunea Isaia, vai de mine, sunt pierdut pentru că sunt un om cu buze necurate și totuși am văzut pe cel preanalt. Să-ți dai seama de propria limită, de propria nimicnicie, dacă vrei, nevrednicie în comparație cu cel cu care ai de-a face, cu cel în fața căruia stai. Această atitudine are sutașul care îl cheamă, care îl roagă pe Domnul Hristos să-i atingă slujitorul. Se spune, este o poveste, că un student american a vizitat muzeul Beethoven din Bonn și din Germania și în timp ce vizita muzeul acesta a văzut un pian, era expus acolo și ghidul le-a spus că pianul acesta a fost folosit atunci când Beethoven a compus unul dintre marile sale opere. La care studentul acesta de conservator, auzind istoria și fiind așa de fascinat de pianul acesta, îi cere ghidului și îi spune, crezi că ai putea să mă lași să cânt la acest pian? La care ghidul zice, nu cred. Și spunea, totuși te rog, haide, lasă-mă să cânt o piesă de-a lui Beethoven. Până la urmă, ghidul s-a lăsat înduplecat și studentul a cântat, la care, după ce studentul și-a făcut bucuria aceasta, când se depărta de pian, îi spune ghidului, cred că toți muzicienii care trec pe aici își doresc să cânte la pianul lui Beethoven, nu? La care ghidul spune, de fapt, nu. Săptămâna trecută a trecut pe aici marele pianist polonez Paderewski și s-a simțit nedemn să atingă pianul acesta și a spus că este atât de mic în comparație cu pianul și cu ceea ce înseamnă pianul acesta, încât s-a simțit nedemn să stea chiar în aceeași cameră cu pianul marelui Beethoven. Atitudini. Sărac în duh înseamnă să-ți vezi locul și realitatea în raport cu Dumnezeu. Omul spune, nu sunt demn. Atunci când tu ești cineva, când tu ai ceva de demonstrat, Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este departe de tine. Domnul Hristos apreciază atitudinea sutașului și Dumnezeu apreciază o astfel de atitudine. Să îți recunoști poziția în raport cu Dumnezeu. E prea mare. Cine-s eu? Ce înseamnă sărac în duh? Înseamnă să-ți recunoști păcătoșenia, să recunoști că nu poți să faci nimic, orice ai face nu schimbă situația ta, poziția ta. Înseamnă să îl recunoști pe Dumnezeu și să-ți înțelegi locul. Se întâmplă ceva. Domnul Hristos spune, cei care vin în felul acesta la Dumnezeu, își recunosc limitele, descoperă fericirea. Până atunci se luptă, dau din coate și nu reușesc nimic. Ce beneficii aduce smerenia aceasta, umilința aceasta de care vorbește Domnul Hristos? În primul rând, reduce stresul. Când recunoști că ești sărac, că nu poți nimic, că nu ai nimic de demonstrat, că lumea nu depinde de tine, că în sfârșit poți să cobori de pe piedestalul de conducător al lumii, de salvator al lumii, atunci te poți relaxa în Domnul. Până atunci ai ceva de demonstrat, ai ceva de apărat și ești tot timpul stresat.
Ca nu cumva să fii descoperit că nu ești perfect, că nu ești desăvârșit. Poți fi fericit doar atunci când începi să recunoști, să-ți recunoști limitele, nedesăvârșirile și să recunoști că în totul depinzi de Dumnezeu. Când suntem umili, ne dăm seama că nu avem toate răspunsurile. Ne dăm seama că lumea și chiar biserica nu depinde de noi pentru existența ei. Umilința ne permite să demisionăm ca director general al Universului. Îl putem lăsa pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Când suntem umili, când ne recunoaștem sărăcia, putem să trăim cu tensiunea între real și ideal. Idealul nostru pentru căsătorie, pentru copii, pentru viața de credință, idealul nostru pentru biserică și realitatea. Pentru că idealul și realul este diferit, nu? Când îți recunoști sărăcia, poți să trăiești cu această tensiune între ideal și real. Însă, când nu ți-o recunoști, ești o continuă alergare după a demonstra idealul în viața ta. Umilința înseamnă a accepta viața cu mulțumire, chiar cu lucrurile, sau chiar dacă lucrurile nu sunt totdeauna așa cum ar trebui să fie. Însă atunci când depind de slujba mea, când depind de ce fac eu, de prietenii mei, ca să fiu fericit, atunci aceștia eșuează și mă voi descoperi totdeauna învins. Însă când depind de Dumnezeu, când mă alimentez din Dumnezeu, atunci voi fi cu adevărat fericit. Atunci când devin sărac în spirit și merg în dependență de Dumnezeu, stresul din viața mea scade. Și când stresul din viața mea scade, fericirea crește, nu? Este un eliberator de stres știind că nu trebuie să cunoaștem toate răspunsurile și nu trebuie să salvăm noi Universul. De asemenea, umilința îmbunătățește relațiile. În 1 Petru capitolul 5, versetul 5 și 6 spune: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Când suntem săraci cu spiritul, nu doar că ni se reduce stresul, dar și relațiile noastre sunt mai bune. Un om smerit își cere mai ușor iertare, nu? Un om care este perfect, care el nu este greșit, care nu este păcătos, care el este desăvârșit în ochii lui, el nu greșește și nu are pentru ce să-și ceară iertare, nu? Când suntem mai dispuși la iertare. Este mai ușor să spui iartă-mă. Este mai ușor să spui am greșit. Este mai ușor să spui am nevoie de ajutorul tău atunci când ești smerit, când îți recunoști sărăcia Duhului. Atunci când suntem săraci cu Duhul, când ne recunoaștem, când suntem smeriți, suntem mai imuni la insulte. Ne concentrăm mai puțin pe noi, ci mai mult pe Dumnezeu. Ori de câte ori devenim extrem de sensibili la critici, acesta este un semnal de alarmă că ne-am depărtat de smerenie. Când suntem sensibili la cei care ne critică, este un semnal de alarmă că smerenia s-a depărtat de noi. Proverbe 13:10 spune: prin mândrie se înalță numai cert, se atâță numai certuri, dar înțelepciunea este în cel ce ascultă sfaturile. Un autor creștin spunea: Doamne, este atât de greu să fii umil când ești perfect în toate privințele. Doamne, e așa de greu să fii umil când tu ești perfect în toate privințele, nu? E greu. Și aș vrea să vă întreb, vă plac oamenii aroganți? Vă place să stați în preajma oamenilor aroganți? Nimănui nu-i place. Atunci când ești umil, când îți recunoști sărăcia spiritului, te bucuri de relații mai bune. Tuturor ne place să fim înconjurați de oameni umili, nu? Umilința înseamnă să gândim mai mult
să ne gândim mai mult și la alții, nu doar la noi. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de deșartă, spune Scriptura, și în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus decât el însuși. Ați observat cât de ușor este să jignești pe cineva care nu este sărac în duhul? Sau cât de ușor este să fii jignit atunci când nu ești sărac în duhul? Ori de câte ori se spune ceva care intră în conflict cu agenda ta, află toată lumea, nu? Când se face ceva care diferă de modul tău de a vedea lucrurile sau de agenda, de planurile tale, imediat sărim și toată lumea află despre lucrul acesta. Este un semn că duhul nostru e bogat, că suntem bogați, că avem ceva de demonstrat și de apărat. Este un test, dacă vreți, pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Încearcă să-ți amintești când ai fost ultima dată nedreptățit. Gândiți-vă un pic, o secundă. Când ați fost ultima dată nedreptățiți? V-ați adus aminte când cineva v-a făcut o nedreptate? Cei săraci cu spiritul de obicei nu-și pot aminti când au fost nedreptățiți. Pentru că aceștia știu că au un apărător care se ocupă de toate nedreptățile lor. Ori de câte ori permite mândriei să se strecoare în viețile noastre, deseori își ridică capul urât, făcându-ne să ne jignim pe o altă persoană. Dragostea nu se jignește, spune Scriptura. Da? Nu este ușor de jignit. Și ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez, atunci când suntem, când primim sărăcia Duhului la care Domnul Hristos ne provoacă, când suntem săraci în Duh, când primim smerenia în viața noastră, se eliberează putere din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu se opune, spune Iacov 4:6, Dumnezeu se opune celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Dumnezeu nu ignoră bisericile sau indivizii care sunt mândri. Sunt mândri, lasă-i în pace. Nu! Ci Dumnezeu se opune celor mândri. Adică El luptă împotriva lor, dacă vreți. Imaginați-vă implicațiile pentru o biserică sau pentru un om a acestei realități. Cum poate Dumnezeu să binecuvânteze o slujire, o viață, un om, un frate, o soră, o biserică care este compusă și condusă de oameni care sunt mândri? Faptul că Dumnezeu se opune celor mândri, dar dă har celor smeriți, ar trebui să ne facă să ne reexaminăm inimile și să evaluăm dacă suntem, care este starea sănătății noastre. Cum suntem? Suntem bogați? Este mândrie în inima noastră? Uneori ne mândrim cu practicile noastre, asemenea fariseului. Ne-am dorit ca harul lui Dumnezeu să fie revărsat în viața noastră? Care este secretul? Ne-am dorit fericirea care vine din partea lui Dumnezeu? Care este secretul? Domnul Hristos ne spune pe munte unde ar vrea să fim. Secretul pentru binecuvântare, secretul pentru fericire este să umbli smerit cu Dumnezeu, concentrându-te mai mult pe alții și mai puțin pe tine și depinzând mai mult de Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu este văzută în viețile noastre nu datorită cine suntem noi, ci datorită a cine și ce este Dumnezeu în noi. Secretul puterii stă în recunoașterea slăbiciunilor. Secretul puterii stă în recunoașterea neputinței și într-o predare și dependență totală de Dumnezeu. Un citat spune, mândria nu are nicio parte în împărăția lui Hristos. Și până când o persoană nu renunță la mândrie, nu poate intra în împărăție. Ușa din împărăția lui este joasă și nimeni care stă în picioare nu va trece vreodată prin ea. Nu putem fi umpluți până când nu suntem goli. Nu putem fi învredniciți până când nu ne recunoaștem nevredniciunea.
Nu putem trăi până când nu recunoaștem că suntem morți. Așa cum nu ne-am putea aștepta să crească fructe fără pom, în același fel nu ne putem aștepta ca roadele Duhului în viața creștină să crească fără smerenie. Nu putem începe viața creștină fără smerenie și nu putem trăi viața creștină cu mândrie. Însă Domnul Hristos spune că cel mai mare beneficiu al celui sărac cu Duhul, în Duh, este casa lui Dumnezeu. Ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Am primit aceste exemple și aceste imagini și începem să ne dăm seama unde vrea Domnul să ne ducă, de unde vrea El să-și înceapă lucrarea, să renunțăm la noi și să renunțăm la meritele noastre, la tot ceea ce suntem noi și să îl recunoaștem pe El. Să dezvoltăm acea relație plină de dependență de Dumnezeu. A fi sărac în Duh înseamnă că nu pun nimic sau nu mă încred în nimic din ceea ce înseamnă originea mea, rasa mea, moștenirea mea genetică, poziția mea socială. Nu mă încred în bani, în poziția mea economică. Așa cum spune, în înțelepciunea mea, în școala mea, în ceea ce eu am făcut. Nimic nu mi-aduce încredere. Spune Apostolul Pavel, toate acestea eu le consider ca un gunoi. Nu mă pot baza pe personalitatea mea, pe viața pe care am trăit-o, pe viața pe care o trăiesc. Nu. Iisus spune că atunci când candidezi la împărăția cerurilor, nu ai nevoie de nimic din ce ai tu. Nimic din ceea ce ai tu nu te poate ajuta. Când reușești să recunoști lucrul acesta, atunci împărăția începe să lucreze și să existe în viața ta. Întrebarea este, sunt eu sărac sau sunt bogat? Ce transmite viața mea? Dumnezeu să ne ajute ca să ne cercetăm și să ne vedem starea. Domnul spune despre biserica din timpul sfârșitului, despre noi, că se consideră bogat. Dar nu știi că ești sărac. Dumnezeu să ne ajute să ne descoperim sărăcia și să venim la El ca singura sursă. Și să ducem o viață de continuă și zilnică dependență de El în toate lucrurile și în toate realitățile. Am cunoscut acum mai mulți ani, când eram în România, un om care era în vremea aceea singurul călugăr monah pusnic din România. Vizitasem o mănăstire și în călătoriile, plimbările pe care le-am făcut pe munte, l-am cunoscut pe acest bărbat care, după cum el ne-a povestit, era singurul pusnic, monah, călugăr, din România. Și ascultându-l, îmi povestea câte multe lucruri realizează el. Cum el stă și împotriva întregii opoziții, că legal nu era chiar în regulă cu situația lui. Ăștia de la mănăstire, ăștia nu-i nimica cu ce sunt eu. Păi da, eu dorm aici și îmi expun viața și ce sunt și viața, asta este viața cu Dumnezeu. Însă, gândind subiectul din dimineața aceasta, mi-am adus aminte de el, mi-am adus aminte de noi și am avut imaginea fariseului care spune ceea ce este el, ceea ce face el, ceea ce jertfește el, ceea ce sacrifică el. Și mi-am adus aminte de atâtea ocazii și atâtea ocazii în care experimentăm nefericirea și nemântuirea. Dumnezeu ne cheamă astăzi să venim la El ca niște păcătoși ce suntem, ca niște vinovați, condamnați și faptul că avem nevoie de Mântuitor. Să venim înaintea Lui să ne recunoaștem că nu putem să plătim mântuirea și salvarea noastră prin orice am face și să primim darul mântuirii pe care Domnul Hristos ne-l dă. Să ne recunoaștem starea și să lăsăm pe El să lucreze împărăția în viața noastră. Să ne recunoaștem nimicnicia, nevrednicia
de a sta în prezența sa. Să recunoaștem cine suntem și să le recunoaștem ceea ce este El. Aceștia vor beneficia și vor trăi și vor primi împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă parte de această experiență. Amin. Invit să ne rugăm. De atât de multe ori, Părinte din ceruri, am privit spre noi și ne vedem așa de sus, ne vedem așa de meritoși, suntem așa de vanitoși și de mândri, Doamne, Te rugăm să ne ierți. Și ne dăm seama că orice am face și orice am fi, nu putem șterge păcatele noastre. Venim înaintea Ta ca vinovați, ca săraci, ca lipsiți și Te rugăm să ne ierți. Să ne ierți că de multe ori ne-am comparat cu alții și ne-am considerat mai sus decât ceilalți. Doamne, Te rugăm să ne ierți și pentru lucrul acesta. Și ne dăm seama că păcatul nostru, păcatul meu, te-a jertfit la Golgota și Tu ai murit pentru fiecare dintre noi. Doamne, curăță vinovăția noastră. Doamne, iartă-ne și șterge vinovăția noastră, șterge datoria noastră. Și vino în viața noastră și trăiește Tu acea viață curată. Așează-Ți împărăția în noi și ajută-ne ca în fiecare zi să trăim în dependență de Tine, să recunoaștem că nu avem nimic și că avem nevoie de Tine, avem nevoie ca Tu să ne dai, Tu să ne oferi și Tu să ne oferi fiecare moment, fiecare clipă și noi să ne bucurăm de ea. Doamne, vrem ca Tu să Te atingi de fiecare inimă care în dimineața aceasta și astăzi se întâlnește cu cuvântul Tău și ajută-ne ca să rămânem cu Tine pe munte și să primim credința Ta. Această credință care aduce bine, care aduce fericire și care aduce împărăția Ta, care începe să facă ca împărăția Ta să lucreze în inimile noastre. Îți mulțumim că ne asculți și Te binecuvântăm prin Domnul Hristos. Amin.